După cum se vede cu ochiul liber, ne-am întors la Neața. Ar trebui să renunțăm la formularea asta, că mi se pare foarte fericită. Discutăm despre primul ajutor și despre un proiect ce introduce noțiuni de prim ajutor în școli și universități. Suntem, recunoaștem sau nu, ne place să recunoaștem sau nu, genul la care atunci când vedem ceva, mai ales pe șosele, ne facem că nu vedem și dăm mai tare, ca poate oprește cel din spate. Nu că dacă ne-am oprit, am ști ce să facem cu o victimă unui accident auto sau pur și simplu cu cineva toropit pe stradă. Nu mai spun de faptul că în trusa medicală nu știm niciodată ce avem și o folosim mai mult la grătar când avem nevoie de o foarfecă să tăiem punga de la mici. Dar nu știm unde avem trusa medicală. Și uite, hai să începem de acolo. Nu știm unde avem trusa medicală. Lux este într-un loc ce se ocupă, sau oamenii din locul respectiv se ocupă de proiectul de care vă spuneam, noțiuni de prim ajutor în școli și universități. Lux, unde ai ajuns? Pe cine ai invitat? Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața, Dani! Ne aflăm în această dimineață în centrul de formare al paramedicilor SMURD, locul unde salvatorii de pe ambulanțele roșii se pregătesc pentru a oferi primul ajutor și nu numai în cazul oamenilor care au nevoie de el. Alături de mine în această dimineață am un formator paramedic SMURD. Bună dimineața, Ionuț! Bună dimineața! Dar și doi studenți la medicină, dintre care unul este chiar voluntar formator. Bună dimineața, Cristi! Bună dimineața! Cristi ne va arăta acum în imagini cum putem acorda primul ajutor și colegul lui care se ocupă de implementarea proiectului de prim ajutor în școli și facultăți. Bună dimineața! Bună dimineața! Da, așa este. Prin intermediul Societății Studenților de Medicină din București, noi încercăm să suplinim această nevoie a învățământului preuniversitar de a implementa acest curs de prim ajutor. Până acum avem undeva la 300 de beneficiari, atât în București cât și în alte orașe ale țării. Sunt curioasă să-mi spui, Ionuț, dacă putem oferi primul ajutor la orice vârstă și dacă face diferența în salvarea de vieți din experiența ta de până acum. Sigur că da, în acest moment chiar vedeți cum se pot acorda îngrijiri medicale unei persoane aflate în stop cardiorespirator. În acest moment vedeți cum se fac compresiile torace externe care practic înlocuiesc bătăile inimii. Primul ajutor se poate face încă din școală și de ce vă pot spune acest lucru? Din experiență și din prezentările în exterior, copiii sunt foarte receptivi. Și am avut o surprindere plăcută să aflu noțiuni de la ei încă dinainte de a le prezenta. Adică știau exact ce urmează. Există intenția de a introduce cursul de prim ajutor ca fiind obligatoriu inclusiv în clasele primare. Până în, nu știu, 10-12 ani copiii pot salva vieți? Cu siguranță. Garantat, vă spun. Care sunt pașii? Ce ar trebui să facă un copil, dar și un adult, în cazul în care situația o cere? Este foarte important să recunoaștem, în primul rând, situația de urgență. Dacă, spre exemplu, ne aflăm undeva pe stradă, într-un loc public, și o persoană se află căzută la pământ, în primul și în primul rând, trebuie să ne asigurăm că nu sunt pericole pentru noi, în momentul în care vrem să ne apropiem, după care trebuie să stabilim dacă este conștient sau nu. Lucrul acesta se face prin stimul verbal, îl întrebăm dacă a pățit ceva, ce s-a întâmplat cu acea persoană, va fi scuturat de umeri, iar prin acest gest putem să facem diferența între persoana care este conștientă și persoana inconștientă. O să mă apropii și eu de manechin și de Cristi. Spune-mi, te rog, dacă din ce ai observat tu ca formator până acum, studenții, pentru că deocamdată înțeleg că formarea se face mai mult în facultăți, sunt receptivi la cursul ăsta. Acum este opțional sau e obligatoriu în facultate? În momentul de față nu este obligatoriu. Noi practic milităm pentru a face practic parte din curricula obligatorie atât în universitățile de specialitate, cele medicale, cât și în licee și școli gimnaziale. Până în momentul de față, proiectul nostru este cu un număr de beneficiari de peste 1000 de studenți. Și vin chiar interesați la curs pentru că asta e întrebarea sau vin pentru că dă bine acolo? Nu, sunt foarte interesați pentru că este o noutate, este ceva care se desfășoară extra curricula noastră și atunci lumea este foarte des
bucuroasă să vadă ceva nou și ceva care este cât mai practic, să aibă practic o finalitate la ceea ce ei învață. Pe final, te rog să ne mai spui, Ionuț, care sunt cele mai importante etape în cazul unei situații de criză? Cu ce ar trebui musai să facem la primul ajutor, dacă nu știm toți pașii? Așa cum am spus și mai devreme, important este să ne asigurăm că putem să intervenim fără să pățim noi ceva. După ce ne-am apropiat de acea persoană, trebuie să vedem dacă este conștientă, vorbim cu persoana respectivă, ne apropiem, o scuturăm de umeri, întrebând, bineînțeles, dacă ne aude, dacă poate să deschidă ochii, după care, dacă am stabilit că persoana este inconștientă, este bine să cerem ajutorul cuiva de pe margine și strigăm să ne ajute cineva. Da? După aceea, un pas foarte important este acela de a verifica respirația. Pentru a verifica respirația, trebuie să facem o manevră, noi o numim hiperextensia capului. O palmă pe frunte, două degete sub bărbie și dăm capul pe spate cât permite. De ce facem manevra aceasta? Pentru că la persoana inconștientă, limba se relaxează și practic va bloca respirația. Sunt multe lucruri de spus despre cum am putea acorda primul ajutor. De asta este și nevoie să învățăm mai multe și să facem din cursurile de prim ajutor cursuri obligatorii în școli și în facultăți. Rămânem și noi la curs. Deocamdată atât de aici. Răzvan, Dani, mă întorc la voi. Mulțumim tare mult, sunt foarte mulți voluntari în rândul paramedicilor și asta nu face decât să ne bucure. Mi se pare că ne aliniem la ce vedem pe afară. De obicei, după ce depășim granițele României, mi se pare că lucrurile sunt interesante, ba chiar de ajutor și atunci încercăm să le aplicăm și aici. Vă spuneam...